Un lider de partid judecat pentru ucidere din culpă are planuri mari în ceea ce privește viitorul său politic. Nimeni altul decât Gabriel Oprea a declarat că partidul lui candidează la europarlamentare. Acesta a precizat într-o conferință de presă susținută la Iași că Uniunea Națională pentru Progresul României va merge singură în alegeri și a precizat că vrea să strângă cele 200.000 de semnături necesare pentru a se putea înscrie în cursa electorală. Oprea a anunțat că lista va fi stabilită în perioada următoare, dar nu s-a decis încă dacă va candida și el pentru un loc în Parlamentul European. Liderul UNPR a declarat că pentru alegerile locale de anul viitor, partidul își propune să obțină peste 10%, la fel și la alegerile generale. Mai mult, formațiunea pregătește un plan și pentru alegerile prezidențiale. Fostul ministru al afacerilor interne, Gabriel Oprea, a fost trimis în judecată în mai 2018 pentru ucidere din culpă, în dosarul în care a fost cercetat pentru moartea polițistului Bogdan Gigină. Potrivit procurorilor anticorupției care au instrumentat dosarul fostului ministru, din probe rezultau indicii că încălcând dispozițiile legale care reglementează însoțirea demnitarilor, ministrul de interne Oprea Gabriel a dispus pentru sine să beneficieze de însoțire cu echipaje de poliție rutieră cu titlu permanent, ca aceste echipaje să fie formate atât dintr-un autoturism de poliție rutieră, cât și dintr-o motocicletă a poliției rutiere. Oprea nu și-a recunoscut în niciun moment vinovăția și a susținut tot timpul că dosarul este unul politic.